cum l-am adus din așa în așa. Mamă, ai făcut ugere de vacă. Uite, ciorba de pătrunace. Wow! Milano Fashion Week, toamnă-vară 2001. Nu-ți mai plac hainele tale vechi și măta nu vrea să-ți ia altele noi? Nu știi ce-ți faci cu hanoracul ăla pătat, dar nici nu l-ai aruncat totuși. Ai mult prea mult timp liber și efectiv nu știi ce te faci cu el? Te ajut eu. Am luat hanoracul ăsta de la spălat cu un motiv, pentru că trebuie să vi-l arăt. Cum l-am adus din așa în așa, din greșeală. Din greșeală, pentru că mâncând ca un prinț, cum o fac de obicei, m-am pătat aici. Și știți mamele care au secretul lor de mamă pentru a te scoate din orice situație? Ei bine, a mea mamă a avut secretul de a-mi scoate pata pe care am făcut-o aici cu o soluție de-a ei de probabil ferestre sau orice altceva în afară de haine. Mă rog, ideea este că acest hanorac mi l-a distrus mama pentru că a dat cu o soluție cu clor pe el. Le-am dat seama că nu este pierdut acest hanorac. L-am aruncat în cadă, am luat aceeași soluție care l-a distrus în prima fază și m-am gândit că ar fi o idee foarte bună să-l distrug mai rău. Și a fost, pentru că uitați ce bine arată. Nu pot să țin asta doar pentru mine, trebuie să o împărtășesc cu voi. Așa că astăzi vă învăț cum să faceți DIY, tie-dye, draci-laci. Auzi, faci un efect că s-ar în pat și să-mi faci cu apă. Să nu te neci. Ok, prieteni, suntem aici ca să fim noi Cătălin botezat. Tu ar mai face haine de nu știu când. Cine face haine? Nu contează, noi! De la Pope, te o roze foarte frumoasă. Ok, haide să vă aduc hanoracele pentru transformare. Știți cum zice Jamila, pentru această rețetă o să avem nevoie de... Ai adus o oală. O oală pe care am luat-o de la vecina de ușă. Am ieșit din ușa mea și am bătut unul și aici și am zis, doamnă, oală? Și a zis, ia uite. Și am oala asta. Este un ceaun. Ce faci, un tocană? În care avem așa, un hanorac, eu îl folosesc pe ăsta. Și ăsta... Eu m-am îmbrăcat specific pentru video-ul ăsta. În afară de haine deja pe care așa, mai aveți nevoie ca... Jucația not my mâini? Not my challenge. Putem pleca. Așa vreau să facem DIY-uri. Yeah, yeah, yeah. A, clor! Am și clor. Na bună ziua, oameni buni, și bine m-am regăsit într-un nou clip. Aici avem soluția care mi-a omorât hanoracul, în care mai e încă puțin. Aici am un clor pe care am fost să-l cumpăr și l-am cumpărat eu astăzi cu 1,70 lei. Vă jur că e mai ieftin decât apa dacă vreți să beți clor în loc de apă. Okay. Și aici am două vopseluri pentru... Material textil și piele, după cum spune chiar cine a făcut-o. Și avem culoarea... albastrul boului și verdele seminței. Semință? Am băgat multe fețele tale. Pipați toată camera. Hai, cine începe? Eu sau tu? Păi hai să le facem deodată, nu? Bine. Stărcăm. Aici am mai niște elastici de păr. Să fiu așa interstelar. Mai să reinventăm Andre. Gata, super. Exact așa trebuie să arate. Mamă, ai făcut ugere de vacă. Hai chiar să ugere. Dar nu cred că trebuie așa. Nu ne-ai pus și tu la o masă. Nu ne-ai pus să ne-ai pus aici așa pe poale. Da! Am vrut, am avut. Deci mai am să-mi pun elastice la stomac, camara, și după aia gata. Uite, aici fac altă, vedeți, eu... Nu. Uite, aici fac un nod pentru că așa vreau și pot. Aș vrea ca acum să se vadă ce fac aici, în tigaia asta. Tigaia, am zis? Ok. Bine, dacă nu mi-e mă supăr că la imona și plâng. Păi, dar mănecile, ce se întâmplă cu ele? Le pui și poate, uite, n-ar fi. Hai sur! De lume! Mi-ai stricat munca, efectiv! Vrei să te bagi pe tine ca pe mână? Da! A, da. Tu făceam vârf. Nu e bun, nu? Un vârf de el, mă! Ăla e blitz. Asta nu e blici, asta e de aragaz. Și crezi că face ceva? Asta mi-a distrus ăla de pe mine. Are mai puțin decât clor, dar o să pun și clor în el. Sincer. Adela, chiar. Asta e tot un fel de cumpărat versus gătit. Uite, ciorbă de potroace. Arată mai bine decât păstrăvul. Mai rog să doriți ciorbă de potroace. Ciorbă de potroace. Eu am mâncat o potroacă.
Bă, trebuia să luăm înainte. Nu trebuia. Ce trebuia? Nimic. Dar e pus mult. Poftim? E dacă nu se îngălbinești încă. Păi și e gata, și acum lăsăm ciorba la foc. Ai eu ață. Ai stres cu munca mea. Am brățară Antol 2019 sau mască protecție 2020. Tai asta, uite, gata. Trebuie să ai viziune ca să dai seama că asta e o ață. Dacă mai fac asta încă o dată, vă bat. Unde? Florul. Unde? Că nu l-am găsit. Păi nu l-am găsit. Ăla-i în gură. Bă, da, uite. Voi lei. Păi ce să-i faci? Lasă ce să-mi iei oaie oricum. Păi patru. Și dacă mai dai pe mine cu d-ăla. Dar să fac repede și șterg pe aia masa. Am văzut eu pentru că așa se face. E masa. Că nu e aici. Am ceva perfect pentru amândoi. Wow, ce tare! Pune interfon. Interfon. Din asta ca pe clătită. Deci partea cu clor le facem și le lăsăm la clorificat. Și după aia luăm un hanorac alb și facem cu culorile alea pe care le avem. Ce tare, uite, începe să se facă așa, vezi? Wow! De fapt, pun un singur parte. Acum pe asta. Dar nu, că e frumos ăsta, mie îmi place. Păi și dacă e frumos, punem doar culori pe el, nu-l facem. Da, așa este. Vreau să-i fac eu forma. Fai tu forma. Am pus în apă vopseaua. Nu pot de-o crea la orice. Este... E ciupacabra, trebuie să lege aici. Nu, o să scape ăsta, leagă-l așa. Când ești frumos și... Nu, nu, nu. Hai să punem elastice pe mâini aici. Începem, fane, e și apa. Net. Wow, se iasă super tare. Stai să fac TikTok. Oh my fucking god, the color. Mama, dar nu se vede, frate. Tehnica. Wow. Wow. Ce știu ce-am făcut asta? Știi ce nu prea-mi place mie? Uite, petele acestea care nu se întind. De-aia cred că trebuie apă ca să se întindă. Dar noi nici nu l-am udat înainte. Știu. Dacă vrea cineva să ia după acest tutorial, hainele trebuie scudate înainte. Noi n-am făcut-o, dar gen așa trebuie. Păi și zic să-l lăsăm, nu? Poți să aduc să pun niște apă peste el. Wow, ce tare. Dar zici că faci cocă, zici că faci pizza. Păi mă percep și la un lucru. A zis el ceva de cumpărat pe zucătii. Noi punem astea la dospit, timp de nu știu exact câte luni. Uite ce fac, ca să știți. It's ok. The next day. Al treilea. Bună dimineața, prieteni, și bine l-am regăsit la cel mai prost tutorial din 2021. Știți ce înseamnă dedicare? Înseamnă un lucru bine făcut, ceea ce nu s-a întâmplat ieri. Hai să vedem cum arată hainele noastre de ieri. Doamne, ferește. Hai să vedem ala de lei. Wow, foarte frumos. Mă rog, nu așa trebuia să iasă, dar v-ați prins voi. Super, super, da. Un lucru bine făcut. Ca să nu vă las cu impresia că eu vă învăț lucruri care nu sunt adevărate, acesta n-a ieșit chiar atât de rău. Ed este al tău și arată cel mai ok. Dați-mi voie să... Vă prezint pe cineva care o să facă acest tutorial din jalnic în me. Faptul că eu merg la muncă în 10 minute. Bună, astăzi vă prezint cum să faceți o ciorbă cu hanorac. Da, gata. Nu. Dar cum e pistolul meu, le punem în armatură. Păi... Hai că cred că merge. Chiar puteai. Te-am că... Eu mă duc la muncă, pa. Am luat de la mama elementul X. O verificăm puțin mai târziu. Înainte să vă prezint toate hanoracele și să vă arăt cum au ieșit, vreau să vă spun câteva lucruri. Primul este, am stricat 5 hanorace. Al doilea este, dacă vreți să încercați acest tutorial, vă rog să intrați în istoric și să ștergeți link-ul către vlogul ăsta, ca să nu se prindă părinții voștri că eu v-am învățat să faceți drăcia asta. Acestea fiind spuse, să înceapă Milano Fashion Week toamnă-vară 2001. Primul hanorac este ăsta. Ăsta chiar a ieșit tie-dye, frate.
Al doilea hanorac a intrat la apă. Are pete doar pe partea asta, foarte puțin în față, dar arată rău. Da, nota 1. Este jalnic. Ok, o să dau jos de pe mine pentru că sper să nu mă vadă vecinii pe geam. Ok, mai avem hanoracul Brandabura, care are un spiral, un... da. Cel mai proaspăt dintre toate, eu cred că mi-e mic. Place. Chiar ne-ai și rău. Bine, pe spate nu prea are nimic, da. Așa că e fain. Cred că ăsta e preferatul meu din tot ce am făcut astăzi. Ok, prieteni, cam ăsta a fost vlogul de azi. Sper că v-ați distrat cu noi. Noi ne-am distrat stricându-mi toate hainele. Sper că anul ăsta să fac 100.000 de abonați și voi trebuie să mă ajutați să fac asta, așa că abonează-te acum dacă n-ai făcut-o încă. Lasă un like dacă ai râs și urmărește-ne pe toți pe Instagram. Mulțumesc că te-ai uitat și ne vedem săptămâna viitoare. Pa!